Bine v-am regăsit, dragii noștri pariuri, la o nouă ediție Pariuri Sexy. După cum bine ați văzut, duminică ne-au ieșit și biletul zilei și pontul zilei. Așa că haideți să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. În fiecare țară există câte un derby considerat a fi clasicul, cel mai așteptat meci al sezonului, iar Franța nu se lasă mai prejos cu rivalitatea dintre PSG și Marseille. Astăzi, cele două se întâlnesc în duelul pentru trofeul campionilor, echivalentul supercupei din alte țări. Este prima oară după 12 ani când trofeul campionilor își va decide câștigătoarea în Franța. Începând cu anul 2009, echipele s-au luptat pentru acest trofeu în mai multe țări, cum ar fi Canada, China, Maroc sau Gabon. Situația actuală nu le-a permis francezilor să organizeze din nou Supercupa în afara țării, astfel că meciul se va disputa pe stadionul lui Lens. PSG și OM s-au luptat ultima oară pentru Supercupă în anul 2010, meci jucat în Tunisia, la care au asistat 57.000 de fani, un record al edițiilor recente ale trofeului campionilor. Atunci, Marseille s-a impus la penaltiuri, însă dominația parizienilor în fotbalul francez încă nu începuse, deși aveau în lot nume grele, precum Makelele, Juli sau Griezmann. Între timp, PSG a devenit echipa cu cele mai multe supercupe câștigate, în număr de 9, cu 6 mai multe decât marea rivală. Clasicul Franței s-a disputat până acum de 98 de ori în meciuri oficiale, PSG impunându-se în 43 de partide, iar OM doar în 27. Ultimul duel dintre cele două a fost câștigat la limită cu 1-0 de Marseille, chiar la Paris, fiind prima victorie a acestora în derby din 2011. PSG este cunoscută ca o echipă extrem de ofensivă, iar în ultimele 4 ediții ale Supercupei s-au înscris minim 3 goluri. Așteptăm spectacol din partea francezilor, iar pontul zilei din emisiunea de astăzi este peste 2,5 goluri în clasicul PSG-Marseille cu o cotă de 1,50. Astăzi începe campionatul mondial. Nu cel de fotbal, pentru care mai avem de așteptat un an, ci cel de handbal masculin, disputat anul acesta în Egipt. Capul de afiș al primei runde este duelul dintre semifinalista mondialului din 2019, Franța, și finalista respectivului turneu final, Norvegia. Ultima oară, cele două naționale s-au întâlnit acum un an, când Norvegia s-a impus cu 28-26 în fața Franței la campionatul european. În 2021, Franța a jucat două meciuri oficiale în calificările pentru campionatul european, ambele contra serbii, obținând doar un egal, 26-26, și o înfrângere cu 24-27. De cealaltă parte, Norvegia a pierdut primele două meciuri ale anului trecut, unul oficial contra Belarusului și un amical contra Danemarcei, însă s-a revanșat apoi, câștigând returul cu Belarus și un nou meci amical contra danezilor. Norvegia este ușor favorită în al doilea meci al grupei F, iar noi vom parea pe victoria lor contra Franței și pe cota de 1,90 pentru pronosticul 1 solist. Ne vom îndrepta acum atenția către meciul Suediei, echipa care a câștigat ultimul campionat mondial jucat în Egipt, cel din 1999. În primul meci al grupei G, suedezii dau piept cu Cehia, o națiune ce nu reprezintă un nume mare în handbalul masculin. Cele două s-au întâlnit de 7 ori până acum, iar Suedia s-a impus de fiecare dată. Însă ultimul meci direct a avut loc tocmai în 2016. În ultimele 5 meciuri, Cehia are 4 înfrângeri și o singură victorie, în timp ce pentru suedezi lucrurile stau invers, cu o înfrângere și 4 victorii. Suedia este marea favorită a întâlnirii și are o cotă de 1,22 pentru victorie, iar noi vom paria cu încredere pe aceasta. Mergem așadar în prima etapă a mondialului de handbal masculin pe echipele nordice și pariem pe victoria Norvegiei și a Suediei, cu o cotă totală de 2,33. Ne întoarcem acum la fotbal, pentru că vineri avem derby de la capitale, dintre Lazio Roma și AS Roma, în etapa cu numărul 18 din Serie A. Ultimul meci dintre cele două a avut loc în ianuarie 2020 și s-a terminat la egalitate, scor 1-1, la fel ca în duelul anterior, terminat tot cu același scor. Sezonul trecut, Lazio s-a luptat pentru titlu până aproape de finalul campionatului, reușind în cele din urmă să obțină prima calificare în Liga Campionilor după 13 ani. În acest sezon, echipa lui Ștefan Radu pare să nu regăsească încă forma de anul trecut, fiind abia pe locul 8 cu 28 de puncte și un gol averaj de 27-25. Roma, în schimb, se află pe locul 3 cu 34 de puncte, având 37 de goluri înscrise, al treilea cel mai bun atac
din Italia, după Inter și Atalanta. Mizăm pe un meci bun, făcut de AS Roma, care are doar o înfrângere în ultimele 5 meciuri și pariem că vor înscrie în ambele reprize. Pentru pariul riscant de astăzi, Roma marchează în ambele reprize, contra lui Lazio, Getsbet ne oferă o cotă de 2,95. Noi am fost Alexandra și Georgiana. După cum ați văzut, am ținut cont de sugestiile voastre și astăzi am venit cu ponturi din handbalul masculin. Astfel, rămâneți cu ochii pe noi și nu uitați să vă exprimați opiniile și părerile în comentarii.